Și dacă tot vorbim de provocări, o provocare este și noul sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Puțin tot mai este până la premieră, mai exact 2 zile. Sâmbătă, echipa show-ului vă dă întâlnire aici, pe Antena 1, de la ora 20, cu transformări fabuloase. Cei 11 concurenți sunt deja pregătiți să facă spectacol. Va fi un an al premierelor. După una dintre ele și despre ea ne-a vorbit echipa Te cunosc de undeva chiar săptămâna trecută, când am intrat cumva virtual în platoul lor. Haideți să ne amintim pe scurt despre ce este vorba și revenim. Avem o premieră mondială. Premieră, e mondială. Exact. Cei de la The Colors anul acesta acompaniază toți artiștii de pe această scenă, toți artiștii care vor cânta pe această scenă. Fiți atenți, nicăieri în lume nu s-a făcut live 100%. Așadar, artiștii vor fi acompaniați de un band live. De-abia așteptăm să-i ascultăm, nu doar să-i vedem. Până atunci însă, gazda emisiunii, una dintre ele, care se află la cârma acestei emisiuni de 15 sezoane, este cu noi chiar acum în direct. Alina este alături de noi. Alina, bine te-am găsit și îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Ce faci tu, Alina? Bine v-am regăsit, eu sunt foarte bine, mă relaxez, nu mi s-a mai întâmplat niciodată să dau un interviu în afara platoului. Am venit cu șoferul astăzi, mă scuzați, n-am avut unde să-l las, l-am adus cu mine, nu vă deranjează, nu? El este șoferul meu, te rog să te porți ca un șofer. Da, ce să fac, bună ziua, eu mă Cosmin, pe tine mult, nu te-am prezentat pentru că am lăsat-o pe Alina să aibă această onoare. Mă bucur tare mult că sunteți amândoi alături de noi, chiar și prin Skype. La cum suntem prezentați, eu vin de la mare, de fapt eu vin doar ce am spălat mașina și am zis... Nu este absolut nicio problemă. Dragilor, am și spus că e așa, na, uite. Da, draga mea. Așa. Pentru că suntem la al 15-lea sezon, vreau să știu de la fiecare dintre voi câte 3 ingrediente, să le spunem, pentru care credeți voi că această emisiune a ajuns aici. Încep tu sau încep eu? Tu încep cu alea rele sau cu alea bune? Cu alea bune, da. Cu alea bune? Păi, alea bune sunt. Alina Pușcaș, Cosmin Seleși și mai e unul? Rating. Cum alegi? Da, corect, cu alea corect, cea mai corect, ușoară. Așa, de ce l-a zis 3 așa? Eu ce să mai zic? Ce vrei tu? O să încep cu Cosmin Seleși, Cosmin Seleși, Alina Pușcaș și rating. Nu, share și rating. Share, da. Hai să vă spun eu, nu, emoție. Hai să fim serioși. Așa, asta clar, da. Întotdeauna. Da, sunt de acord, da, de check. Altceva, mai zi? Momente extraordinare și neașteptate. Asta nu mai zis. Da. Check, da, da, perfect. Da. Momente da. grele, cu ce? Cu coreografie, cum zice Cosmin. Cu coreografie, cu... Așa, cred că ce e important în emisiunea asta, în afară de mine și de Alina, care suntem așa, special. Juriu a mai fost schimbat, vorba de juriu, deci da, se dar poate, noi, dar noi nu așa, putem să fim schimbați. Este un sezon, nu vorbesc de sezonul ăsta, de emisiunea asta. În această emisiune puteți vedea și cunoaștem vedetele în alte forme. Putem vedea ce poate să facă cu adevărat ei. Adică din vocea din lor, voce, din actorie. Actorie, din... le descoperim și alte valențe și cred că asta este atracția acestui show. Ba mai mult, nu este niciun concurs. E un concurs, în ghilimele, e o premiză, lumea se simte bine și cred că transmitem foarte multă bună dispoziție acasă și foarte multă lume mi-a spus că este singura emisiune de divertisment de pe piață, de divertisment curat. Adică așa nu e nimic cu concursuri, cu... Așa e, așa e. Așa. Există cumva o miză așa de... Na. Să se simtă lumea bine și ei, pentru că pentru ei e o miză totuși, pentru că muncesc foarte mult atunci când se implică în fiecare moment și de asta le este și teamă să se prezinte în fața voastră sub altă formă, dar o fac până la urmă. Aici ocazia și vreau să spun că noi am donat până acum în jur de 200 și ceva de mii de euro în toți acești ani și am ajutat tot felul de familii nevoiașe și de cazuri, nu. Hai să nu trecem în zona cazuri sociale, dar am ajutat foarte mulți oameni cu această emisiune prin intermediul emisiunii și cu ajutorul vedetelor care au participat la această felicitări emisiune. Pentru asta. Și acum să vorbim despre acest sezon. Un sezon, dacă îmi permiteți, greu încercat în primă instanță. Da. Din ce punct de vedere? Că noi știm foarte bine de ce e greu încercat. Da.
din toate punctele de vedere, și financiar, și din toate punctele de vedere, au fost și problemele cu COVID-ul, bine că am trecut peste. Tu ai scăpat. Eu am scăpat, trebuia normal. Să faci odată cu noi, măcar scăpai de treaba asta. Asta e, lasă că e mai bine așa, lasă-mi. Da, un sezon greu încercat, dar eu cred că... E cu atât mai așteptat, cred. Exact. Cu cât am muncit mai mult, cu atât roadele muncii noastre se vor vedea cu siguranță duminică dimineață când vor veni audiențele și ratingul va face nu e de râs că noi zicem serios, păi da, ce vorbești? Nu, noi vorbim serios. Păi da, așa. Avem în premieră, se cântă live, inclusiv orchestra este. Eu mi-aș dori să live. Rămân așa până nu va mai exista această emisiune la noi. Eu mi-aș dori să rămânem cu orchestra live pentru că este o schimbare incredibilă. Avem o altă stare noi. Categoric. După atâtea sezoane, ți-ai spune că poate te-ai obișnuit, e o rutină, dar nu. A intervenit exact într-un moment, nu știu, cheie această idee cu un band live care nu există nicăieri în lume, acolo unde există acest proiect. Și ni se pare de bun augur. Eu foarte aș vrea, bun. Eu militez pentru asta, să-i plătim mult, dar să vină, nu da, contează. Corect. Aș vrea să enumerăm pe concurenți, pentru că e foarte important să le spunem numele, să știm exact pe cine vedem în sâmbătă. Sezonul ăsta? Am uitat, avem o problemă cu asta, știi de ce? Ni se întâmplă foarte des, am văzut acum materialul cu Doru Todor, am auzit de fapt, stăteam pe căști. Și la un dat am zis, măi, n-a fost la noi în emisiune? A fost. A fost. Da, asta au, era, fost toți. Au fost mulți, au fost foarte mulți și ne este greu de multe ori să ne amintim. Și dacă ne întreabă cineva în sezonul 10, cine a fost? Nu mai știu. Nu avem nici. Dar sezonul ăsta avem așa, avem Romica Țoci cu Adriana Trandafir, un cuplu fantastic. Da. Avem... Zic eu pe ăștia pe care nu-i suporți tu. Nu, Liviu Vârciu și Andrei. Da, stai tem, nu la montaj sau cum. Da, deja e mult. N-ați reușit să-i despărțiți pe cei doi, pe Liviu și pe Andrei? Nu, noi am format ca și cuplu, noi... Ar trebui să ne plătească, noi nu ți se pare? Nu. Lasă-i, că deja și-a luat-o în cap, să cred, în mare televizor. Zii mai departe, nu-i mai critica, Așa, zi, deci am scăpat. Deci așa, am trecut de ăștia doi. Ami... Extraordinară. Da, foarte bună, ce surpriză o să aveți de la Ami. Ada, Tavi Clonda. Toto Dumitrescu. Cine mai? Monica Angel, Monica cu, Marcel Angel Pavel. Cu Marcel Pavel. Iarăși surprinzător Monica Angel cu Marcel Pavel. Chiar Jojo. Jojolina. Jojo, iarăși foarte așa, bine. Așa, mai avem vreun băiat? Am scăpat, câți am numărat? Tu stai tu, că uite, zi, i-a mai ratat pe careva? No, bine, no, ți-am zis să fiști tu mai atent un pic. Ne facem de râs. Din păcate, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Nu există. Noi avem 3 ore de direct în fiecare sâmbătă. Și ne dai 5 minute. Și ne dai 5, păi da, ia vezi. Vreau să-mi spuneți foarte scurt. De ce să fim sâmbătă la 20:30 în fața televizorului? Cred că tuturor celor din fața televizorilor le e dor de bucurie, de stare de bine, de divertisment, le e dor să râdă, să se bucure și să uite măcar pentru 3 ore de toate problemele și financiare și de sănătate, toată zona de pandemie asta care ne-a zăpăcit pe toți și ne-a adus în pragul disperării pe unii. E o emisiune și cred că am ajuns la maturitate, dacă pot spune așa. Eu cred că este cea mai închegată emisiune, cea mai bună de divertisment, singura, cea mai curată. Da. Și iată, cred că v-am dovedit de atâția ani și că merită să o urmăriți. Și cred că sezonul ăsta este unul dintre cele mai bune, deci nu ratați. Da. Mai ales că n-am apucat, că n-am apucat să-l termin. Mai avem de filmat la el. Mai avem. O să-l terminăm. Dar dacă noi ne-am râs foarte mult în platou, în ghilimele spun ne-am râs, dacă noi ne râdem împreună, cu siguranță și voi o să râdeți foarte mult acasă. Da. O să râdeți, o să dansați, o să cântați. E ceva, nu am loc de voi. Bestial. Nu am loc de voi. Pe mine m-ați convins. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Fii atentă, poate nu te uiți. Fii atent că te-ați unul timpul emisiunii. Faci live acolo. Uite, vă urmărim sâmbătă. Vă urmărim. Mulțumim. Exact. Așa. Doamne ajută, pa, pa. Este ora 13. Haideți să vedem și alte știri.